Ministrul turismului Bogdan Trip a anunțat că ministerul va deschide un punct de lucru la Suceava. Angajații ministerului în teritoriu vor trebui să țină legătura cu primăriile și cu operatorii din turism. Vreau să vă spun înainte de toate că aveți tot sprijinul ministerului. Să nu uităm că sunteți județul care are 9 stațiuni turistice. Nu este puțin lucru, 4 sunt chiar de interes național. Astfel încât acestea pot să beneficieze de fonduri, inclusiv pe master plan. Deci ne uităm cu mare atenție, este un județ cu un potențial enorm, aveți foarte multe monumente UNESCO, cred că vă promovați bine, dar cu siguranță mai aveți nevoie și de ajutor și de sprijin central. Tocmai de aceea mă aflu la dumneavoastră aici. La sfârșitul săptămânii trecute, ministrul turismului a făcut o vizită de lucru în județul Suceava. Bogdan Trif a inspectat stadiul lucrărilor la tronsonul 1 al pârtiei de la Câmpul Lung Moldovenesc, un proiect pentru care ministerul a alocat peste 64 de milioane de lei, dar care a avut parte de întârzieri repetate. Ministrul a declarat că nu va mai tolera nici măcar o zi de întârziere la lucrările de la pârtia din Câmpul Lung Moldovenesc. Primarul Mihăiță Negura a spus că iarna aceasta se va putea schia pe pârtia de pe Rarău.